nădejdea-n Tine, mi-am pus nădejdea-n Tine, să nu fiu dat de rușine. Mi-am pus nădejdea-n Tine, mi-am pus nădejdea-n Tine, mașii mei să nu se bucure de mine. În Tine,
ce nu mai e, îmi umple inima. Ca tu ne vii, dragă.
sufletul de tine. Ca pe o ființă smulsă de la greu, ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu tine, Dumnezeu. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor se mine. Lipește-mi, Doamne, sufletul pe tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava zărilor se mine și inima de om ce-ți bate-n piept. Glasul tău îl căutam, pe genunchi-n rugăciune te așteptam. Chiar îndată mi-ai vorbit, de atunci sunt mântuit și sunt liber de păcat, sunt pe veci răscumpărat. Azi pășesc pe drum în necunoscut, doar iubirea ta mi-a dat iarăși un nou început, prin tine am renăscut. El va veni pe noi și-n haine albe ne va îmbrăca, când vom privi spre sol ne vom înălța. Alergarea-n voi sfârși, cu tine-n veșnicii, dar până atunci nimic nu mă va clinti. Tău călăuză îmi va fi. Și rușinea mea ai luat asupra ta, doar iubirea te-a urcat pe Golgota. Rănile te-au durut când haina albă mi-ai țesut, din sângele tău sfânt eu veșnic am să poate vreodată. Pace, bucurie, speranță și-un suflet salvat, fiind veci lăudat. El va veni pe nori și-n haine albe ne va îmbrăca, când vom privi spre zori ne vom voi sfârși, cu tine-n veșnicii, dar până atunci nimic nu mă va clinti. Duhul tău călăuză va fi. Astăzi fac un legământ aici, sus pe pământ,
de-or fi numai bucurii sau un drum cu mii de spini. Voia ta o voi urma, biruind ispita grea și jertfindu-mi firea mea, te voi sluji de-a pururea. Te-am ales și de azi se urmez zi de zi, iar la crucea ta m-ai ales din sutele de mii pentru veșnicii. Și-n haine albe ne va îmbrăca când vom privi spre sor. Ne vom înălța, alergarea-n voi sfârși, cu tine-n veșnicii. Până atunci nimic nu mă va clinti, Duhul tău va fi. Sunt o faptură nouă în Hristos, cele ce stai din mine iară le-a scos. Eliberat din moarte și păcat, în urmă stai Domnul pe veci un salvat. Iisus Hristos, cel fără păcat. Iisus Hristos, cel fără păcat. Eu am fost răstignit cu Hristos, am murit cu Iisus la Calvar. Duhul vieții primit am-i dat, nu mai sunt cel ce-am fost, sunt salvat. Am biruit să numai prin Hristos, cu El mă laud, pe El îl slăvesc. Prin moartea i-a trecut biruitor, a învins păcatul, e prințul ceresc. Iisus Hristos, al meu împărat, Iisus Hristos, al meu împărat. Eu am fost răstignit cu Hristos, am murit cu Iisus la Calvar. Ești în mine, veci fi laudat. Iisus Hristos, fii glorificat. Iisus Hristos, fii glorificat. Eu am fost răstignit cu Hristos, am murit cu Iisus la Calvar. Duhul vieții primit am
toată suflarea nu voi renunța. La iubirea ta nici înălțimea adâncime, nici viață, nici moarte nu vor fi în stare ca să mă desfac. Să-L aștept pe Domnul
Viața nouă tu mi-ai dat.
făcut din mine o făptură nouă în Hristos. Trăiesc o altă viață, o viață de iubire, autentic pentru Hristos. M-ai chemat la tine și ai făcut din mine o viață de iubire, autentic pentru Hristos. Și îți cânt, Domnul meu cel viu, viața nouă Tu mi-ai dat. Și
Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Versetul 33. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Versetul 42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragii mei, tot ceea ce ne propunem noi ca biserică să aplicăm și să facem se regăsește literalmente în Cartea Sfântă Biblia. Încercăm cu tot din adinsul să nu ieșim din Cartea Sfântă Biblia. Tot ce facem, încercăm să analizăm prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. În această dimineață suntem la o slujbă dedicată unui botez nou testamentar. Acest botez nou testamentar nu este invenția unei biserici evanghelice. El își are originea în Cartea Sfântă Biblia. Și am citit în această dimineață un cuvânt din Scriptură care ne vorbește despre un botez nou testamentar. Dacă ați fost atenți la prima parte a citirii, înaintea noastră cuvântul lui Dumnezeu ne așează o personalitate extraordinară, și anume Corneliu. Atunci când citim despre acest om și când analizăm viața lui, aspectele din viața lui, am ajunge cumva la concluzia că omul acesta nu mai are nevoie de absolut nimic.
Însă, din perspectiva lui Dumnezeu, omul acesta avea anumite nevoi despre care nu știa. Despre care nu știa. Și vreau să vă vorbesc în această dimineață despre nevoile nebănuite ale unui om deosebit. Nevoile nebănuite ale unui om deosebit. Și de obicei când analizăm anumite persoane și constatăm că sunt deosebite, tindem să credem că un astfel de om nu mai are nevoie de nimic. Probabil, și cred că e bine să ne socotim a fi oameni deosebiți, pentru că fiecare suntem deosebit în felul nostru, avem calități deosebite și Dumnezeu ne-a înzestrat într-un mod deosebit. Și poate ajungem la concluzia uneori că este suficient ceea ce noi avem și am dobândit și nu cred că mai avem nevoie de nimic. Aș vrea pentru început să observăm ce era de admirat la Corneliu. Ce îl făcea pe omul acesta deosebit. Și dacă e să ne uităm la ceea ce era de admirat la viața lui, în primul rând constatăm că era un om realizat profesional și social. Atunci când cineva se realizează din punct de vedere profesional și în societate capătă o oarecare poziție superioară, acea persoană este deosebită în felul ei. Și a fi realizat profesional nu este un păcat. Dumnezeu ne dă voie să ne putem realiza din punct de vedere profesional. Văd aici cadre didactice, profesori, învățători, care ajutați și ați ajutat la realizarea profesională a tinerilor noștri. Apreciem munca dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cred că este frumos ca profesor, ca învățător, să te uiți peste ani și să observi că cineva care ți-a fost pe mână, elev, a ajuns undeva sus în societate. S-a realizat profesional. Și o mică părticică din realizarea lui ți se datorează ție, impactului tău ca dascăl în viața lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deci când ne uităm la omul acesta, îl face deosebit modul în care el este realizat în societate. Un alt aspect pe care Biblia îl surprinde, spune versetul 2, așa, omul acesta era cucernic. Versetul 1 spune că Corneliu era sutaș în ceata de ostaș italiana, care îl așează profesional și social într-o ierarhie superioară. Era ofițer în armata romană. Și apoi versetul 2 vine și ne arată din nou un alt aspect care îl face deosebit pe omul acesta. Și anume, Biblia spune că omul acesta era cucernic, cucernicia acestui om. De obicei, cucernicia este un titlu care se oferă oamenilor religioși. Este un titlu așezat, oferit fețelor bisericești, dacă vreți. Dar priviți dumneavoastră că orice om, indiferent de rang în societate, poate dobândi cucernicie. Și faptul că era un ofițer în armata romană, poziția aceasta a lui nu îl oprește pe Dumnezeu să spune despre el că era un om cucernic. Cucernicie însemnează evlavie, însemnează smerenie. Și omul acesta, în ciuda poziției pe care o are, pentru că noi tindem să spunem, bă, dacă ăsta e ofițer în armată, n-are cum să fie cucernic, e incompatibilă cucernicia cu ceea ce face el, sub nicio formă. Dumnezeu spune că era un om cucernic. Cucernic înseamnă evlavios, înseamnă smerit. Iată că orice om mare trebuie să se smerească ca să fie deosebit. Un alt aspect pe care Biblia surprinde este din nou continuarea versetului 2, spune așa,
Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Temător de Dumnezeu. Un om cu teamă sfântă, temător de Dumnezeu, vreau să vă spun că înseamnă că era un om care îl respecta pe Dumnezeul lui Israel. Cumva, prin intermediul iudaismului, poate fiind fascinat de religia iudaismului, omul acesta a prins cumva noțiuni despre Dumnezeu. Și chiar dacă era păgân inițial, era roman la originea lui, iată că cumva se convertește la poporul, la Dumnezeul lui Israel și dobândește o teamă față de Dumnezeu. Dragii mei, teama de Dumnezeu nu înseamnă frica aceasta emoțională că ne trăznește Dumnezeu dacă facem ceva rău. Dacă ar fi fost asta, n-ar fi fost nimeni aici în această dimineață. Sunteți de acord cu mine? Dar în bunătatea lui Dumnezeu ne dă har să fim din nou împreună. A te teme de Dumnezeu înseamnă respect față de Dumnezeu, reverență față de Cel care te-a creat. Și atunci când te uiți la profilul acestui om, chiar ai spune că omul acesta parcă nu ar mai avea nevoie de nimic. Dacă e să citim următoarea frază, spune: împreună cu toată casa lui. Și în aceste 48 de versete, Biblia surprinde cel puțin de 4 ori, face aluzie la familia acestui om, ceea ce înseamnă că era un familist convins și avea o familie frumoasă. Când te uiți la el, la casa lui, spui: într-adevăr, este un om care nu mai are nevoie de nimic. Un om care s-a realizat din punct de vedere profesional, un om realizat din punct de vedere social, un om cucernic față de Dumnezeu, un om cu teamă sfântă, un om cu o familie deosebită. Era ceva extraordinar. Dar Biblia nu se oprește aici, continuă și spune așa: omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii. Priviți la altruismul acestui om, ceea ce îl face omenos, e un om de omenie, e ceva deosebit, pentru că sunt oameni cu ranguri în societate, dar care nu sunt altruiști sau care mai fac câte o milostenie de ochii lumii când și când, dar Biblia spune așa: el făcea multe milostenii poporului. Și vedeți, una e să faci bine și milostenie fratelui tău, aproapelui tău, și alta e să faci milostenie cuiva care nu este de-al tău. Când se referă la popor, nu se referă la poporul care făcea parte din Imperiul Roman, da? Roman ca origine, ca sânge, ci la cei care sunt iudei. Omul acesta era altruist și nu conta fața omului. Când era cineva într-o oarecare nevoie, era gata să se sacrifice acoperi nevoia acelui om. Tot să fie astfel de oameni, s-ar face societatea foarte, foarte frumoasă. Nu-i așa? Un alt aspect spune Scriptura așa: se ruga tot deauna lui Dumnezeu, și subliniez termenul totdeauna lui Dumnezeu. Era o persoană care a înțeles importanța rugăciunii și modul în care trebuie direcționată rugăciunea noastră. Biblia ne spune în Vechiul Testament că Dumnezeu a poruncit poporului Israel că oamenii ar trebui să-i se închine numai și numai lui Dumnezeu. Nu altor forme închipuite de om, ci doar lui Dumnezeu. Omul acesta, da, avea o rugăciune foarte, foarte bine direcționată, și anume către Dumnezeu. Era de apreciat un astfel de om. Un astfel de om care a fost dispus să renunțe la religia păgână a Imperiului Roman, axată pe zei și semizei, să se întoarcă la Dumnezeu și să roage numai și numai lui Dumnezeu.
Repet, când ne uităm la un astfel de om, avem impresia că tot ceea ce el deține este arhisuficient. Nu mai are nevoie de nimic. Ba mai mult, ceva superior tuturor acestor aspecte. Biblia spune în versetul 3 așa: pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el. Ce-l face deosebit și de admirat pe omul acesta? Păi cum să nu admiri un om care este vizitat de îngeri? Un om care are parte de vedenii angelice? Să vină la el un înger al lui Dumnezeu, păi probabil că ar fi persoane care ar venera astfel de oameni care au interacționat cu îngerii lui Dumnezeu. Și ba mai mult, uitați-vă, îngerul acesta îi confirmă că Dumnezeu, următorul verset, că Dumnezeu a primit rugăciunea, uitați ce frumos spune: rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez faptul că înaintea lui Dumnezeu nu se suie doar rugăciunea mea. Înaintea lui Dumnezeu se suie milostenia mea. Se suie modul în care eu mă sacrific pentru alții. Când eu fac un bine cuiva, acel bine îl fac lui Hristos, Domnul, prin credință. Așa ne spune Sfânta Scriptură. Și cumva îngerul acesta îi confirmă că Dumnezeu a primit jertfa lui, rugăciunea lui. Și pare până aici că omul acesta este un om împlinit și din perspectivă umană, da, a societății, și din perspectivă duhovnicească, spirituală. Nevoile nebăduite ale unui om deosebit. Și acum, am văzut bunăoară ce îl făcea pe omul acesta de admirat. Haideți acum să privim în câteva cuvinte la nevoile lui. La aceste aspecte, cum spuneam, ale lui Corneliu, am tinde să credem că nu mai avea nici o nevoie, nici o trebuință. Însă Dumnezeu își trimite mesagerul tocmai ca să-l informeze cu ceea ce el avea nevoie. Și primul lucru pe care Biblia îl surprinde vis-a-vis de nevoia pe care omul acesta o avea, o găsim în versetul 5. Îngerul îi spune așa: trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon zis Petru. Cheamă pe Simon zis Petru. Vreau să vă spun că Corneliu avea nevoie de un om al lui Dumnezeu. Corneliu avea nevoie de un om al lui Dumnezeu. Noi ca și oameni avem această percepție formată în baza culturii în care noi trăim și a felului în care noi percepem lucrurile spirituale. Avem această impresie că oamenii lui Dumnezeu îi găsim doar în biserici. Și este de dorit ca în fiecare biserică să existe oameni ai lui Dumnezeu și eu cred că sunt oameni ai lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că omul acesta, dacă era cucernic, temător de Dumnezeu, avea în jurul lui niște mentori, niște oameni care îl îndrumau din perspectivă religioasă. Așa a reușit el să ajungă cumva să-l cunoască pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu îi trimite un sol din cer și spune: ascultă-mă bine, Cornelie, tu ai nevoie în momentul de față de un om al lui Dumnezeu. Și îl trimite pe omul acesta la Iope, în casa lui Simon Tăbăcaru, acolo găzduiește omul lui Dumnezeu numit Petru. Omul lui Dumnezeu numit Petru. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi avem nevoie să ne așa alipim cumva, să venim aproape de oameni ai lui Dumnezeu.
de persoane care îl reprezintă pe Dumnezeu cu sinceritate, de oameni ai lui Dumnezeu confirmați de către Dumnezeu. Mai pot fi numiți oameni ai lui Dumnezeu de către anumite instituții din lumea aceasta, dar ei nu întotdeauna sunt oameni ai lui Dumnezeu. Și găsim în Biblie N astfel de exemple. Ei, omul acesta, Corneliu, în situația în care se afla, avea nevoie de un om al lui Dumnezeu. Recomandarea mea pentru fiecare, chiar și pentru mine, eu care sunt pastor al bisericii, să știți că și eu am nevoie din când în când să găsesc un om al lui Dumnezeu, să pot să stau de vorbă cu omul lui Dumnezeu. Să pot să-i spun ce am în inima mea, să se roage împreună cu mine, să se roage pentru mine. Suntem oameni care avem nevoie ca cineva să ne îndrume literalmente spre Dumnezeu. O altă nevoie fundamentală pe care omul acesta o avea era nevoia de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, atenție, nealterat. Și subliniez, nevoia de a asculta cuvântul lui Dumnezeu nealterat, așa cum este El. În Scriptură sunt foarte multe pasaje în care Sfântul Apostol Petru și Pavel subliniază și spun că mai ales în vremurile din urmă, oamenii vor da la o parte adevărul biblic fundamental și vor aduce tot felul de alte închipuiri de ale lor și vor schimba adevărul lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre erezii nimicitoare care s-au implementat, integrat cumva, au ajuns în biserică chiar de pe vremea apostolilor. Și Dumnezeu îi spune acestui om, tu ai nevoie să asculți cuvântul lui Dumnezeu nealterat. Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Și vreau să vă spun fiecare dintre dumneavoastră că noi toți avem nevoie să fim expuși cuvântului lui Dumnezeu nealterat, Scripturii, așa cum o avem fiecare în casele noastre. E norma de viață duhovnicească. E ceea ce nu se compară cu absolut nimic din lumea aceasta. Cartea Sfântă, Biblia, este unică în felul ei de a fi. Este o carte scrisă pe o perioadă de aproape 1600 de ani. Scrisă de peste 40 de autori care au trăit în vremuri diferite și au avut pregătiri diferite, de la oameni din cea mai de jos plapuma societății până la împărați și regi, cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta asculta pe farisei, omul acesta asculta pe saduchei, omul acesta asculta pe preoții cei mai de seamă. Dar Dumnezeu îi spune, dragule, tu ai nevoie să fii expus cuvântului lui Dumnezeu nealterat. Și spune Biblia în versetele 33 în jos așa. Am trimis îndată la tine, spune Corneliu, și bine ai făcut că ai venit, acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu. Pentru că omul lui Dumnezeu nu alterează cuvântul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu transmite din partea lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Biblia spune în Apocalipsa că oricine va adăuga ceva la cuvântul acesta, îi se vor adăuga urgiile din cartea aceasta. Și oricine va scoate ceva din cuvântul acesta, Dumnezeu îi va șterge numele din cartea vieții, nu va mai putea să fie mântuit. Și Corneliu era gata să asculte tot ceea ce, atenție, Dumnezeu a poruncit. Dragilor, noi suntem acum în casa lui Dumnezeu și suntem expuși cuvântului lui Dumnezeu așa cum este El. Nu știu câți dintre noi suntem dispuși să ascultăm, atenție, tot ce ne poruncește Dumnezeu.
Că până la urmă e foarte important să ne asumăm tot ceea ce Dumnezeu pretinde de la noi. Când Hristos a venit în lumea noastră ca să pătimească, El nu și-a dus crucea, eu știu, doar până, eu știu, jumătate din drum, ci și-a dus-o până la capăt. Dumnezeu e atât de pretențios, dacă vreți, și are și de ce, pentru că L-a dat la moarte pe Hristos și pretinde din cauza aceasta să ascultăm total de Dumnezeu. Până acolo încât Scriptura spune că dacă cineva încalcă o singură poruncă din toată legea, el se face vinovat de toată legea. Deci e foarte important să cunoaștem în detaliu cuvântul lui Dumnezeu. Și continui și citesc așa. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Și Pavel sublinează faptul că Dumnezeu nu ține partea nimănui. Dumnezeu e Dumnezeul tuturor. Atunci când ei au ajuns în casa lui Corneliu, era de fapt momentul în care mântuirea trece la neevrei și ei cumva considerau că doar noi suntem mântuiți, noi suntem adevărata biserică a lui Dumnezeu. Doar pe noi ne mântuiește Dumnezeu, în afara noastră nu există mântuire. Era opinia lor și poate este și opinia altora astăzi. Dar Petru își dă seama că Dumnezeu, în adevăr văd că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor. Și continuă și spune în felul următor: și că în orice neam, adică nu are importanță naționalitatea, nu are importanță etnia, ci că în orice neam, cine se teme de El, adică cine îl respectă pe Dumnezeu, cine are reverență față de Dumnezeu, și vreau să vă citesc un cuvânt referitor la această teamă, spune Sfânta Scriptură în Maleahii, capitolul 1, la un moment dat, în felul următor, cu 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, zice Dumnezeu, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Adică poporul spunea: Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești stăpânul nostru, dar ei n-aveau reverență, nu îl respectau pe Dumnezeu. Și acum revine Petru și în cuvântul nealterat pe care îl predică casei lui Corneliu, spune așa, și revenim în pasajul nostru, da? În orice neam, cine se teme de Dumnezeu și lucrează neprihănire, este primit de El. Nu e așa că noi toți am vrea să fim primiți de Dumnezeu? Când va veni momentul plecării noastre în veșnicie, avem acea dorință să fim primiți de Dumnezeu. Dar până atunci, în timpul vieții terestre, noi trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu și să lucrăm neprihănire. Termenul neprihănire, în limba greacă, este dikaios. Și el se traduce literalmente a corespunde cerințelor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pentru noi, oamenii, are anumite cerințe în Scriptură pe care trebuie să ni le însușim. De ce? Ca să fim primiți de El. Predica lui Petru este mai lungă, însă e foarte important ceea ce urmează să vă spun acum. Nevoile nebănuite ale unui om deosebit. În primul rând, nevoia de un om al lui Dumnezeu. Doi, nevoia de a asculta cuvântul lui Dumnezeu nealterat. Și trei, nevoia de a împlini tot cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Biblia în final în felul următor. După ce ei
au primit cuvântul, Dumnezeu a confirmat acolo prin coborârea Duhului Sfânt că au fost primiți de Dumnezeu și, ca o paranteză, dacă nu s-ar fi întâmplat așa, Petru probabil că nu i-ar fi botezat. Îi trebuia lui Petru un semn vizibil că Dumnezeu i-a primit. Și apoi spune versetul 47 și 48 așa: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Corneliu, dincolo de faptul că era un om bun, era un om deosebit, avea această nevoie de a împlini tot ceea ce Dumnezeu a poruncit. Și în porunca lui Hristos, cum se menționa fratele Gabi, Mântuitorul, înainte să se înalțe, și vreau să recitesc pentru că este momentul potrivit să o facem, în Marcu 15:16 spune așa: apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Credința aceasta se manifestă într-un mod personal. Eu trebuie să fiu expus cuvântului, să primesc, să ascult, să-mi însușesc și apoi să fac ceea ce Dumnezeu îmi poruncește. Când Mântuitorul a fost botezat, Biblia ne spune următoarele. În Matei, capitolul 13, Scriptura ne spune în celelalte evanghelii că avea undeva în jurul vârstei de 30 de ani. Spune Matei 3:13 așa: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Cine? Iisus Hristos. A făcut și el treaba aceasta. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, adică Ioan, am trebuință să fiu botezat de tine și tu, Doamne, vii la mine? Adică era chiar nevoie ca Mântuitorul să se boteze fiind Fiul lui Dumnezeu? Eu zic că da. Pentru că n-ar fi putut să spună, eu sunt calea, adevărul și viața. N-ar fi putut să spună, faceți ce fac eu, învățați de la mine, faceți ce am făcut eu. Și următorul verset spune așa: drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, așa este potrivit, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat și Mântuitorul a fost botezat. Vă spuneam la început că ceea ce facem noi aici, astăzi, și ori de câte ori ne întâlnim, se regăsește în Scriptură. Nimic în plus, nimic în minus. Și iată că și oamenii deosebiți au anumite nevoi nebănuite. Nevoia de ascultare totală, nevoia de a aplica principiile lui Dumnezeu și implicit, dacă vrem să ajungem în mântuire, botezul e strâns legat de mântuire. Cine crede și se botează va fi mântuit. Cred că împreună cu toții vom reflecta la aceste adevăruri și Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt va putea să lucreze în mintea și în inima noastră, să ne transforme, să ne motiveze El să ascultăm tot ce spune Dumnezeu, pentru că nu avem nimic de pierdut, nici aici, nici în eternitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. În apa botezului a intrat tânăra Anca. Dumnezeu să o binecuvânteze. Amin. Avem mulți tineri la vârsta de 17 ani care au decis să meargă cu Domnul în viață. Când poate cei mai mulți decid altceva, își urmăresc propriile lor plăceri, iată, sunt tineri care decis să stea lângă Domnul. Soranca, vreau să te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul tău și că ți-a iertat toate păcatele tale? Da, cred. Domnul să te binecuvânteze. Până când ești decis să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Tot
toată viața mea. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amen. Ceea ce ai spus acum este un legământ rostit în fața părinților, a bisericii, a cerului și în baza cuvântului Dumnezeu și la porunca lui și în baza credinței tale, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În apa botezului a intrat de acum sora Ioana. Dumnezeu să o binecuvinteze și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga ei familie care astăzi au venit să asiste la acest legământ pe care sora noastră îl face în apa botezului. Sora Ioana are emoții, dar emoțiile sunt constructive. Crezi că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că El ți-a iertat păcatul? Da. Crezi că El va fi cu tine de acum înainte? Da. Până când dorești să-L slujești pe acest Fiu al lui Dumnezeu? Până în veșnicii. Dumnezeu să te binecuvinteze și Amin. Să-ți dea putere să ții acest legământ. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Glorie Domnului! Slavă. În apa botezului a intrat sora Mihaela. Aceleași întrebări și ne așteptăm la aceleași răspunsuri. Credeți că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da. Credeți că El este Mântuitorul lumii și al dumneavoastră personal? Da. Până când sunteți decisă să Îl urmați pe Domnul Iisus Hristos? Până la moarte. Așa să vă ajute Amin. Dumnezeu. În baza mărturiei dumneavoastră și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Lui, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Noi lui Dumnezeu nu putem să-i dăm nimic altceva decât inima noastră. Și toți cei care astăzi sunt aici au dat inima lor Domnului. Și sora noastră Cristina, care a intrat în apa botezului astăzi, cred cu tărie că și-a dat inima Domnului și așa cum am auzit, îl va urma pe Domnul din tinerețea ei. Dumnezeu să o binecuvinteze. Sora Cristina, te întreb, la fel ca și pe ceilalți, în fața martorilor văzuți, a celor prezenți, a familiei tale, a prietenilor tăi, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Până când vei dori să-L urmezi pe acest Mântuitor? Toată viața. Domnul să te binecuvinteze și așa să-ți ajute Dumnezeu. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Amin! Este aici, în apa botezului, o imagine foarte frumoasă, în care iată o bunică cu nepotul ei, încheie legământul cu Domnul în apa botezului. E vorba de sora Eugenia și de fratele Raul. Dumnezeu să îi întărească. Amin. Alături de ei e familia lărgită și din ea și din zona Orăștiei, din Petroșani, Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Amin. Botezul în apă se poate încheia fie la tinerețe, fie la bătrânețe. Important e să fie în timpul acestei vieți ca să aibă valoare înaintea lui Dumnezeu. Sora Eugenia, sunteți aici în apa botezului, în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Vreau să vă întreb dacă credeți din toată inima că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Credeți că Domnul Iisus este Mântuitorul lumii și al dumneavoastră personal? Da. Până da, când sunteți decisă să-L urmați pe Domnul Iisus? Până la moarte. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin. În Cartea Proverbelor, în capitolul 23, cu versetul 26, cuvântul Domnului spune: Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Astăzi, fratele Raul este în apa botezului și inima lui este a Domnului. Frate Raul, te întreb înaintea martorilor văzuți, a celor nevăzuți, a cerului întreg, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Dacă crezi că El este Mântuitorul tău personal? Da. Domnul să te binecuvinteze. Până când vei dori să-L slujești pe acest Mântuitor? Toată viața.
Domnul să te binecuvinteze. La porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi astăzi vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! În apa botezului a intrat fratele Nelu și vreau să îl întreb și pe el dacă crezi, frate Nelu, că Domnul Iisus este Mântuitorul lumii și al tău personal. Da, cred. Crezi că El este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Până Domnul când ești dispus să-L urmezi pe Domnul Iisus? Toată viața. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. În baza mărturiei tale și la porunca Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată că în apa botezului a intrat de acum frățiorul Abel. Până acum, să zicem așa, ne mai întâlneam așa și aveam așa unele părtășii ca și tineri, ca și adulți, însă de astăzi îl putem numi ca fratele Abel. Amin. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Frate Abel, astăzi la acest eveniment este în casa lui Dumnezeu, sunt părinții tăi, sunt rudele tale, sunt cunoscuți, apropiați și vor să fie părtași la acest eveniment frumos din viața ta. Te întreb ca și pe ceilalți care au intrat în apa botezului, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Dacă crezi că El este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Până când vei dori să-L slujești pe acest Mântuitor, toată pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața mea. Toată viața. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Apostolul Petru întreba în casa lui Corneliu, oare se poate opri apa și să nu fie botezați cei care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Fratele Beni, în apa botezului, el a fost botezat și cu Duhul Sfânt. Ne bucurăm de decizia pe care a luat-o să îl urmeze pe Domnul până la capătul vieții lui. Frate Beni, ești aici în casa lui Dumnezeu. Noi nu vedem, dar îngerii sunt prezenți. Sunt părinții tăi, prieteni, colegi, poate cadre didactice de la școală. Vreau să te întreb dacă crezi din toată inima că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul lumii și al tău personal? Da, cred. Până când ești dispus să îl urmezi pe Domnul Iisus? Pentru totdeauna. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. În baza mărturiei tale și la porunca Domnului, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Lăudat să fie Domnul. Acum vă invit să vă ridicați în picioare și vrem să încheiem slujba din această dimineață cu o rugăciune. Și am vrea să facem o rugăciune în comun. Fiecare dintre dumneavoastră să-i spuneți Domnului ce aveți pe inima dumneavoastră. Să-L rugați să vă ajute în viață, să-L rugați să vă ierte păcatele, să-L rugați să vă dea direcții în viață și în mod special să-L rugăm pe Dumnezeu să rămână binecuvântarea prezenței Lui în fiecare inimă și prin cuvântul Său să schimbe starea vieții noastre conform Domnului Iisus Hristos, conform învățăturii Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm Dumnezeu împreună, iar la final, fratele Gabi Olăriu va mulțumi Dumnezeu pentru întreaga părtășie din această dimineață. Cu toții ne rugăm Domnului.